Crăciunul este sărbătoarea luminii și a bucuriei, sărbătoarea cadourilor și a dulciurilor, sărbătoarea celor mici și a celor mari. Crăciunul este sărbătoarea familiei, deoarece ne amintește de nașterea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în familia sfântă din Nazaret. Crăciunul este sărbătoarea mult așteptată de copiii de la noi, căci este însoțit de zăpadă, de brazi împodobiți cu instalații și dulciuri, de liniștea și căldura căminului părintesc. Așa poate fi Crăciunul la noi. Dar știm noi oare cum este Crăciunul în alte locuri? De exemplu, în Africa? Cu siguranță, în Africa, de Crăciun nu este zăpadă. Cu siguranță că nici moșul nu vine cu sania și mai cred cu siguranță că nu se suferă de frig. Însă, pentru mulți copii, fie de la noi din țară, fie din America Latină ori din Africa, există și multe lipsuri. Aceste lipsuri au dat naștere unei solidarități între copiii din întreaga lume. Acțiunea Colind pentru Africa se înscrie astfel în această tendință de solidaritate a copiilor și a reușit în multe rânduri să aducă zâmbetul pe multe chipuri, atât pe chipurile celor care primesc, cât și pe chipurile celor care dăruiesc. Ajunsă la cea de-a șaptea ediție, acțiunea Colind pentru Africa, existentă și în țări precum Germania și Italia, a pus în mișcare și în acest an grupurile de copii și tineri din mai multe localități din zona Bacăului. Pentru a vedea și noi cum stau lucrurile, am mers în localitatea Valea Mare. În ajunul Crăciunului, după liturghia de seară la care au participat cu toții și după o ultimă repetiție, aproximativ 30 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, împărțiți în mai multe grupuri, au pornit la colindat. Au străbătut satul în lung și în lat, pe la rude, prieteni, vecini, cunoscuți și necunoscuți, pentru a strânge bani. Bani ce vor ajunge la copiii din Africa, fie pentru alimente, fie pentru medicamente sau îmbrăcăminte, ori pentru construcția sau utilarea grădinițelor și a școlilor. Acești bani vor fi centralizați la nivel național prin intermediul Centrului Misionar Diecezan și vor fi trimiși misionarilor români din Kenya și din Coasta de Fildeș. De exemplu, cu banii strânși anul trecut, s-au cumpărat paturi pentru un cămin de copii unde, din cauza că dormeau pe jos, au fost mușcați de scorpioni și șerpi veninoși. Toate aceste povești, reale din păcate, au reușit să mobilizeze numeroși copii și tineri să se implice. Și totodată a determinat numeroase familii să-i primească. De aceea, speranța lor este ca și în acest an să strângă o sumă cât mai mare cu care să contribuie la asigurarea hranei copiilor din 11 grădinițe pe care statul nu le mai susține. Atunci când îi însoțești pe acești copii, într-adevăr poți să vezi pe chipul lor bucuria unui fapt bine împlinit. Pentru că de cele mai multe ori ne grăbim să facem lucrurile, vrem să adunăm sume foarte mari imediat. În schimb, copiii care participă la acest proiect ne pot demonstra că lucrurile frumoase se fac în timp și cu mult efort din partea lor. Cu toate acestea, fără să renunți până la cap.
chiar dacă avem mai puțin din puținul pe care îl avem, să îl dăm și celorlalți. Și îi încurajez cu mare plăcere să facă și ei această activitate. Eu aș încuraja copiii ca și tinerii să vină, pentru că e frumos să te duci cu copiii și să ajuți alți copii și să cunoști multe persoane, pentru că asta faci, cunoști. Sărbătoarea tot sărbătoare rămâne oricum ar fi. Că e cald, că e frig, că e soare, că ninge, că plouă. Nu contează cum e vremea de afară, pentru că sărbătoarea tot aceeași bucurie aduce. Am participat la Colin deoarece am vrut să fac o faptă bună pentru Africa și sperăm să fie destul de bună. Am participat pentru că aș vrea să-i văd pe cei din Africa fericiți și pentru ei aș face orice, le-aș da bani, le-aș da haine,